Cel mai mare festival din lume dedicat trolilor are loc chiar zilele acestea în Danemarca. Înfricoșătoarele creaturi fantastice din mitologia scandinavă încearcă să-și clădească acum un renume mai bun și să atragă cât mai mulți turiști în orașul Næstved. Vizitatorii au pregătit multe surprize în timpul evenimentului. Trolii au cotropit un mic oraș la 80 de kilometri de Copenhaga, însă cu voia localnicilor care i-au primit cu brațele deschise. Pentru al treilea an consecutiv, la Næstved are loc festivalul dedicat acestor monștri ursuzi și urâți, cu o reputație care lasă de dorit. Legendele cu troli sunt vechi de sute de ani. H.C. Andersen, tror jeg også du kender, han brugte allerede trolle i mange af sine eventyr, for eksempel Elverhøj. Og i Snedronningen og en hel masse andre. Og derudover så er der en masse at der er folkeeventyr, hvor vi også har trolde. Primarul localității speră ca evenimentul să devină în scurt timp o atracție internațională. There's no other place in the world you have so lot of a big troll festival like Næstved. So when you hear about some festival in other country, beer festival in Germany and all of this thing, we hope troll festival be tradition here in Næstved. So a lot of tourists say, "Oh, we go to Næstved and here and see the troll and the history."